Calimera, bună dimineața din Corfu, 5 august 2024, am ajuns în sfârșit în Grecia, dar pe insula Corfu, nu în Grecia continentală, și am debarcat aici în port, la Karikakiria, am uitat cum se numește, și interesant că aici e un terminal de feribouturi, și sunt multe feriboturi care te duc în Albania, care te duc în Italia, în Ancona, peste tot. Ieri ziceam că poate o să avem astăzi o surpriză, dar din păcate nu o să se întâmple. Suntem foarte aproape de țărmul albanez și e o plajă foarte, foarte frumoasă, nu departe de aici. Problema este că trebuie să te duci cu feribotul din Corfu până în Dureș. Și din Dureș să iei o mașină și ne-ar lua 2 ore să ajungem la plaja respectivă. Numai că noi astăzi nu o să stăm decât 7 ore în Corfu. Avem până la 2:30 după amiaza. Așa că timpul este foarte limitat și nu putem. Dar chiar mi-ar fi plăcut să mă duc până în Albania. Că Albania e totuși o chestie exotică, nu prea multă lume se duce în Albania. Și vreau să vă arăt aici cum arată portul. Vedeți? Vasele de croazieră sunt acolo. Sunt 2 parcate unul lângă altul. Acolo este o navă militară. Vedeți? E o corvetă militară. Și aici sunt feriboturi. Așa arată feriboturile, care merg Temir. Ba în Albania, ba în Italia, ba Temir, pe unde merg. Deci cam așa se întâmplă. Și aici înăuntru, în clădire, vezi săgeți unde scrie Albania, Italia. Și oamenii vin și se îmbarcă spre destinațiile lor. Vedeți, dragi și prieteni, cum arată? Da. Așa că hai să vedem ce surprize o să ne rezerve astăzi Corfu, Karikiria, parcă se numește. Așa că până la urmă ce am făcut cu transportul astăzi, aveam mai multe opțiuni. Opțiunea cea mai ieftină era să luăm hop on, hop off, dar nu erai în controlul situației, stăteai după autobuze. După aia, dacă luai taxiul să te ducă la nu știu ce plajă, îți lua 250, parcă să te ducă, 250 te aduc. Noi suntem 9, printre altele. Așa că am închiriat mașina asta cu 9 locuri, cu 220 de euro, împărțit la 2, că suntem 2 familii și ne facem treaba. Ne facem treaba, dragilor. Ne-am îmbarcat, ia uitați, taxiuri Mercedes, 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 Mercedes. Toate you see all the taxis are Mercedes here, you see? They have an Audi here. An Audi, yeah. Incredible. Welcome to Elada. Kids, are you having fun? Yeah! Hip hip! Hip hip! Hip hip! Hooray! So, now da, cam așa arată viața aici în Karikiria, sau cum se numește. Aici nu-i numai turistic, aici sunt și oameni care chiar trăiesc aici. Iasu, Calimera! That's my style all the time. Iasu! But it's nice. Me, I like it. It feels very homey. Elada. So your tour guy that you got here, let me present it to you. Ia uitați unde am ajuns, dragilor, în fața fortăreței din Corfu, Karikiria. Please step down, man. Please. Do me a favor. Se urca copilul aici, mai caz, Doamne ferește. Deci, după cum puteți vedea forma și cine cunoaște simbolurile, leu în special, deci venețienii au construit chestia asta. Și foarte demn de menționat este faptul că, deși
aproape toată Grecia și aproape toate insulele grecești au fost sub dominație otomană. Ei bine, otomanii sau turcii, cum vreți să-i numiți, niciodată nu au reușit să cucerească Corfu, ceea ce este foarte impresionant. Dar când ești apărat de asemenea ziduri, e ușor de înțeles de ce. Cum poți să pătrunzi asemenea ziduri? Și imaginați-vă, pătrundeți prin ziduri și după aia ce? Ia uitați ce e acolo. Deci, Corfu, la fel ca și Cotor, la fel ca și Dubrovnik, au avut de a face cu venețienii, pentru că Republica Veneția e un pic mai la nord și ei erau foarte, foarte puternici, constituiau o mare putere în Europa. Iar, bineînțeles că înainte de ei erau romanii și normanzii au fost stăpâni pe aici. Păi da, cred că ar fi bine să intrăm, că pare foarte frumos aici. Foarte interesant. După aia au fost și sub stăpânire britanică. Asta este statuia lui Schulenberg sau Schulenberg. Asta era un general de armată care era angajat de Veneția, Republica Veneția, și el a reușit să apere citadela cu o forță de 5.000 de oameni împotriva la 33.000 de oameni. Cum spuneam mai devreme, turcii n-au avut sorți de izbândă aici și acest om a primit această statuie drept omagiu. E construită în marmură de Carrara. În timpul vieții lui, de obicei, la oameni le construiesc statui după ce mureau. Ei bine, omul ăsta a primit statuia în timpul vieții lui. Ca să vă dați seama ce mare lucru a realizat reușind să apere Corfu. Ok, i-am alinat pe copii, i-am pus să-l tind de mâna ca și cum cerșesc aici, pe trotuar lângă tomberon. Așa arată partea lor turistică. Terase, restaurante, baruri, bărulețe. Uitați că și aici au portici. Kerkira, până la urmă am reușit și eu să învăț numele. Kerkira e în limba greacă echivalentul la Corfu. A, uitați ce frumos e. Chiar e frumos. Am dat acum buzna într-o mică cafenea, dar era săraca femeie. Nu, încă nu-i deschis, numai la 11 se deschide. Încă e de vreme. E 9 și jumate. Ia uitați aici. Ia uitați. Vă băgați piciorușele aici în acvarii și vin peștișorii. Vă puneți aici cu curulețul și vin peștișorii și vă mănâncă pielea moartă de pe picioare. No, after. After. E faristo. Ce tare! Dar e prima oară când văd așa ceva. E prima oară când văd un om care spală șoseaua cu mopul. Ca să vă dați seama ce curat e aici. Aici este un aprozar exact în mijlocul aleilor pietonale turistice. Și ce e fain, că au multe fructe și legume și am observat că vin comercianții și iau de aici legume și fructe și după aia fac la turiști de mâncare și cocktailuri și tot felul de chestii. Foarte interesant, n-am mai văzut. Și îmi place că e curat. Vedeți, și doamna aia spală pe jos. Spală pe jos, frate, incredibil.
Da, am văzut cum arată străzile din centrul istoric, turistic. Acum ne îndreptăm spre plajă, să vedem cum arată și plaja aici, în Corfu. În direcție spre plajă. Ia uitați cât de frumos. Trecem pe sub un fel de, ca un fel de arc de triumf. Aha. Well, there's a purple car. I tell him move it so I can get inside. Here, and I got to the little streets. Aha, it's super nice. It's amazing. Am ajuns pe litoralul grecesc. Pe litoralul Elen. Așa se prezintă litoralul Elen. Nisip Bobu Mare. Nisip cu Bobu Mare. Două. Așa că la copii le place. Asta e cel mai important. La copii le place și se simt bine. Și comparat cu Croația, unde îți rupeai picioarele în bolovani, deci în modul cel mai serios, vă zic că îți rupeai picioarele, acolo erau 75 de dolari, atâta vroiau pe șezlong. Aici cu 15 euro ai două șezlonge și o umbrelă. Eu zic că e mai omenește. Și apa nu se compară. Deci nu se compară. Foarte tare. Pregătiți de acțiune. Ia uitați unde merg copiii noștri. La jocuri gonflabile acvatice. V-a plăcut la jocuri? Mateuț? Da. Ți-a plăcut? Da. Ai sărit, ai dat pe topogan? Ți-a plăcut, Olivia? Da, a fost foarte frumos. Olivia a plâns un pic aici când s-a dat pe ăsta. După aia s-a dat și pe ăsta. Vedeți că e destul de mare, de câțiva metri. M-am dat de 5 ori. 5 metri. De câte ori te-ai dat? 5 ori. De 3 ori, da. Pe aia prima, de 2 ori pe aia ultima. Da, foarte frumos aici. Sunt foarte mulți italieni. Se vorbește și franceză, și români am auzit. Greci un pic, dar mai mulți emigranți decât greci. Și limba rusă am auzit. E frumos, e frumos tare. Suntem în căutarea suvlachiului pierdut. Dacă vă vine să credeți, aici unde eram la doamna aia la șezlonguri, a zis, bă, v-aș servi cu drag, dar nu am angajați. Vă dați seama? Și eu mor să mănânc un suvlachi, un giros, un din ăsta, dar nu au oameni angajați. Și acum încercăm să găsim în extremis un loc unde să putem să mâncăm ceva tradițional grecesc, că la 2 jumate vasul pleacă din port și vasul nu așteaptă după turiști. Deci trebuie să ne mișcăm repede, că ia uite câte ceas. Ne-am așezat la masă, am reușit să comandăm un gyros și un platou de brânză feta. It's ok, go ahead, go ahead. Și eu mi-am luat o berică. Mâncăm pe paleză. Super chill aici, în Corfu. A venit Hiro, ce-am râvnit noi. Arată bine, poftă mare. Spunem la revedere litoralului din Corfu. A fost foarte mișto, copiii s-au distrat, a fost foarte scurt în schimb, dar plecăm cu o impresie foarte bună, foarte frumos. Papa, da. Okay, good, good.
Iasu Ghirie Vasiliu. Iasu Vasile are. Da, țara din fața noastră, că dacă trebuie să vă arătăm și Albania, chiar dacă n-am apucat să ajungem, acolo se află Albania, litoralul albanez. Deci n-am călcat pe solul albanez, dar îl vedem măcar. Ia să ne ce ai cumpărat? Un shot? Bravo! Foarte bine! Pentru că noi, pe vremuri când umblam creanga fără stream oficial pe YouTube, noi nu cumpăram și acum am zis că suntem la nivelul 3 de shot-uri. Am îmbătrânit, avem mult stres aici, două stresuri lângă noi și am zis... Un stres la pătrat. Și am zis că shot-urile ne ajută, știi?